Bine ați venit la închinare! Aș vrea să sparg un mit. N-am venit să ascultăm predici. Pentru cine vrea să asculte o predică, poate să, să găsească pe oriunde predici mult mai bune, mult mai elevate decât cuvântul care va fi împărțit în dimineața aceasta. Dar dacă am venit în această dimineață pentru ca împreună să realizăm închinare înaintea lui Dumnezeu, atunci vă rog din tot sufletul să nu vă plictisiți. Da? Vă rog din suflet ca dumneavoastră să fiți o parte activă a cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât nu doar să-L auziți, dar pur și simplu să-L însușiți, să-L construiți. Și să construim închinarea noastră bazată pe cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veci. Amin. Bine ați venit în momentul ăsta. Să facă cerul ca cuvântul lui Dumnezeu să aducă sănătate, să aducă vindecare, să aducă binecuvântare, să intre în sufletul fiecăruia dintre cei ce suntem prezenți în dimineața asta și să aducă neprihănirea lui Iisus Hristos. Să nu uităm că Domnul Iisus Hristos este gata să vină. Să nu uităm că intenția sa este ca timpul să se scurteze și că El lucrează la scurtarea timpului, să facă cerul ca să grăbim și noi venirea Lui. În dimineața aceasta vreau să pun înaintea dumneavoastră o problemă și anume, de ce creștinismul de astăzi aproape nevrând sau uneori vrând, s-a distanțat enorm de cel mai puternic, cel mai frumos și cel mai extraordinar eveniment alături de cruce. Deci crucea este evenimentul unic, singular, extraordinar al istoriei mântuirii, dar lângă cruce mai este un alt eveniment tot atât de epocal și anume revenirea Domnului Iisus Hristos, dar care n-a fost, va veni. Dar este un eveniment care deja a fost. Vreau să vă spun limpede, vă voi invita în dimineața aceasta la analiza Sinaiului, care Sinai este un eveniment tot atât de glorios, tot atât de extraordinar în istoria mântuirii noastre și pe care l-am pierdut din vedere datorită motivațiilor noastre. Uneori motivați sau poate nemotivați, ne-am distanțat de El. Ca și creștini încercăm să ne apropiem cât putem cu sufletul de cruce, în același timp avem un sentiment ciudat, inexplicabil, de respingere față de muntele Sinai și implicit față de cele 10 porunci. Vi se pare corect? Sau vi se pare incorect? Din punct de vedere al cuvântului lui Dumnezeu, suntem chemați să rezolvăm această incorectitudine. Pentru că Dumnezeu vrea să-L înțelegem în toată splendoarea sa. Haideți puțin să ne amintim. Poporul evreu, rob în Egipt timp de sute de ani, corect? Deci încă o dată, haideți cu mine. Rob în Egipt de aproximativ 400 de ani. La un moment dat Dumnezeu intervine atât de puternic încât îi ia, zice cuvântul lui Dumnezeu, cu mână tare și cu braț întins, îi pedepsește pe cei care îi asupresc, adică pe egipteni, în urma unei intervenții în 10 etape pe care noi o găsim în Sfânta Scriptură sub numele de plăgi, deci intervenție în 10 etape, Dumnezeu face ca egiptenii să zică plecați. Și nu numai că îi scoate de sub robia egipteană, dar egiptenii sunt aceia care le dau orice numai să plece. Și apoi urmează momentul numărul 2, despicarea Mării Roșii. Despicarea Mării Roșii într-un proces de maximă putere a lui Dumnezeu. Revelația naturii și a caracterului Dumnezeu se vede acolo. Pământul se cutremură,
energii nebănuite despre care nu avem nicio idee se manifestă în momentul acela. Psalmii vorbesc despre faptul că apele s-au ridicat ca un zid și valurile au încremenit. Imaginea respectivă este imposibil de a putea să fie înțeleasă. Cei ce au trecut pe acolo însă și inspirația vorbesc despre momentul acela. Poporul lui Dumnezeu trece dincolo și marea aceea, despicată în două, devine mormânt pentru toată fala Egiptului. Ei intră acolo și sunt înnecați de apele Mării Roșii, care nu mai sunt susținute de puterea aceea care l-a despicat, ci colapsează peste armata egipteană. Așa îi scoate Dumnezeu. Ăsta este momentul 1. Îi scoate de sub asuprire. Momentul numărul 2 îi aduce la el și le dă un punct de întâlnire undeva în pustia Arabiei și acolo se întâlnesc cu Dumnezeu. Și momentul acela de întâlnire cu Dumnezeu este un moment atât de puternic, atât de intens, încât poporul lui Dumnezeu este reformat atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere mental. Este reformat acolo la Sinai. Va rămâne acolo până când Dumnezeu îi va da legile și poruncile sale, iar legile și poruncile lui Dumnezeu va transforma o trupă, iertați-mi termenul, trupă de sclavi dezordonați, dezorganizați, o va transforma într-o civilizație care va ului Canaanul atunci când o vor vedea. Pentru că mai târziu profetul Balaam le privește înaintarea și sosirea și îi vede așezați după semințiile lor, într-o ordine perfectă, și recunoaște acolo, în poporul acesta, un grad de civilizație, un grad de ordine și un grad de neprihănire care îi face să fie binecuvântații lui Dumnezeu și să merite binecuvântarea. Asta este ceea ce s-a întâmplat la Sinai. Se schimbă structura unei lumi, dintr-o lume de robi, într-o lume de binecuvântați. Minunea asta ar trebui să ne aparțină. Este minunea care aparține poporului Dumnezeu din toate timpurile. Pentru că poporul lui Dumnezeu nu este doar un popor de oameni iertați. Poporul lui Dumnezeu este un popor de oameni schimbați. Ori schimbarea aceea devine modelul pentru o istorie întreagă. Apostolul Pavel mai târziu preia modelul acesta al Exodului și în Cartea Evreilor, capitolul 3 și 4, spune: o, Doamne, creștinii de astăzi în Noul Testament, ei sunt în aceeași experiență a Exodului. Extraordinar! Apostolul Pavel spune că noi astăzi suntem în aceeași experiență a Exodului. Și el spune, intenția lui Dumnezeu este ca Dumnezeu să ne dea nouă, celor de astăzi, în Noul Testament, odihna lui. Care odihnă? Și Pavel face o trimitere extraordinară. Momentul în care spune Canaanul este simbolul odihnei. Poporul evreu a plecat din Egipt, a trecut Marea Roșie, au fost refăcuți, restructurați într-o nouă națiune la Sinai și au fost trimiși în Canaan, care ar fi trebuit să fie locul odihnei lor. Spuneți-mi, vă rog, de ce noi astăzi, în Noul Testament, folosim expresia Canaanul Ceresc? Îmi puteți justifica de ce folosim expresia asta, Canaanul Ceresc? Ce înțelegem prin asta? Suntem și noi într-o călătorie. Și noi vrem odihna lui Dumnezeu. Canaanul Vechi Testamental nu este altceva decât o tipologie pentru Canaanul Ceresc. Și dacă
Și dacă experiența asta vechi testamentală este atât de apropiată de experiența nou testamentală, astfel încât Apostolul Pavel le pune una lângă cealaltă, vreau să vă întreb, de ce atunci noi avem acest sentiment de frustrare, de respingere vis-a-vis de momentul cel mai frumos care s-a întâmplat în Exod? De ce? Este normal pentru creștinismul de astăzi să privească doar la cruce și să nu înțeleagă Sinaiul? Este normal pentru creștinismul de astăzi să se considere iertat, dar fără să aibă dorința după puterea neprihănirii lui Iisus Hristos, neprihănirea aceea care se amestecă în viața ta și în viața mea, în fiecare domeniu și care nu doar că se amestecă, dar care vindecă, reface, ordonează viața ta după modelul civilizației cerului. Haideți să citim împreună câteva gânduri. În Deuteronomul, capitolul 33, este vorba de binecuvântarea pe care o rostește Moise asupra poporului evreu. Versetul 2. Moise a zis: Domnul a venit din Sinai. De unde a venit Dumnezeu? Ce s-a întâmplat la Sinai? Definiți Sinaiul. Ce s-a întâmplat la Sinai? Asta este. Este punctul de întâlnire al poporului Dumnezeu cu Dumnezeu. Nu uitați lucrul ăsta niciodată. Pentru că dacă vreodată, cineva n-a înțeles Sinaiul, este datorită faptului că a uitat că acolo este de fapt punctul de întâlnire al lui Dumnezeu cu poporul său. Din cauza asta nu se înțelege Sinaiul. Domnul a venit din Sinai, a răsărit peste ei din Seir, a strălucit din muntele Paran, a ieșit din mijlocul zecilor de mii de sfinți, având în dreapta lui focul legii. Spuneți-mi, vă rog, despre portretul și identitatea lui Dumnezeu de aici. Cum este portretizat Dumnezeu? Văzut împreună cu legea și nu legea în orice calitate, ci într-o calitate specifică. Cum este legea aici prezentată? Ca un foc. Adică, spuneți-mi, ce înseamnă focul legii? Curățitor, mulțumesc. Activ, puternic. Legea nu este o simplă literă moartă, ci este un element viu. Domnul este împreună cu focul legii. De ce, ca și creștini astăzi, această imagine extraordinară a lui Dumnezeu este dată la o parte? De ce astăzi, în mod surprinzător, ne frustrează? De ce nu ne place? De ce ne place imaginea unui Dumnezeu răstignit? Și nu ne place imaginea unui Dumnezeu triumfător care are în dreapta sa făcut legii? De ce avem această preferință? Versetul 3. Da, El iubește popoarele, toți sfinții sunt în mâna ta. Ei au stat la picioarele tale și au primit cuvintele tale, spune versetul 3, mă voi opri aici. Aș vrea să observați cu mine prima afirmație. Da, Dumnezeu iubește pe cine? La plural sau singular? Plural. De ce la plural? Dragii mei, există pretenții cum că Vechiul Testament aparține unui singur popor. Cui? Lui Israel. Există idei cum că Sinaiul aparține unui singur popor, și anume poporului evreu. Textul spune limpede, El iubește popoarele. Cu alte cuvinte, este o imagine globală, internațională, care aparține fiecărui popor. Sinaiul, legea lui Dumnezeu, Dumnezeul acesta triumfător, care reface, restructurează ființa umană dintr-un om păcătos, într-un om mântuit, dintr-o civilizație sau necivilizație acestei lumi, într-o civilizație cerească.
El cel ce face lucrul acesta, această tipologie aparține tuturor popoarelor. Mi se pare glorioasă această imagine și din cauza aceasta am vrut să analizăm puțin ce se întâmplă la Sinai. Și după ce vom analiza ce se întâmplă la Sinai, după aceea, la final, vom mai citi o dată din Isaia, capitolul 51. Dar până atunci, haideți să ne întoarcem la Sinai, după acest preambul, după această introducere, să vedem ce s-a întâmplat acolo. Nu pentru că n-am ști, pentru că sunt convins că aici am de-a face cu cercetători ai Scripturii, cu cercetători profunzi ai Scripturii. Dar haideți să ne aducem aminte. Deci, Exodul 19. Spuneam inițial, Sinaiul reprezintă o întâlnire personală între cine? Între Dumnezeu și poporul său. Deci este o întâlnire personală. N-ar trebui niciodată să privim Sinaiul altfel. Uitați-vă versetul 4. Deci Exodul 19 cu 4. Ați văzut ce am făcut Egiptului, cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Este un Dumnezeu care ne aduce la El. Este locul în care Dumnezeu se întâlnește cu un grup de oameni pe care îl numește poporul lui. Odeam înțelege lucrul acesta. Aș vrea să vă întreb, există vreo dorință mai înaltă, nou testamentară, decât aceasta? Există o dorință mai înaltă în Noul Testament decât să te întâlnești cu Iisus Hristos? Există ceva mai înalt? Nu. Ce frumos, zice Dumnezeu, v-am luat de unde ați fost și v-am adus aici, la mine acasă. Nu că acolo era casa lui Dumnezeu, nu vreau să fac din muntele respectiv un munte mai sacru decât alți munți, nu despre asta este vorba. Dar când te întâlnești cu Dumnezeu, contează. Contează. Și pentru ca să fie mai clar, lucrul acesta se continuă în Matei 24, la versetul 9, la 11. Vă rog să observați un lucru și anume Matei 24 și iertați-mă, Exodul 24 și Exodul 19 sunt două întâmplări care înfășoară darea legii. Una este înainte de darea legii, capitolul 19, și celălalt, capitolul 24, este după darea legii. Legea se dă în capitolul 20. Deci după darea legii, în capitolul 24, versetul 9, Moise s-a suit împreună cu Aron, Nadab, Abihu și 70 de bătrâni ai lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir, străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui. Noul Testament, cum numește asta? Poftiți? Ziceți? Marea de cristal. Noul Testament numește asta Marea de cristal. Aici, în Vechiul Testament, este o lucrare de safir, străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui. Același lucru, același loc, același Dumnezeu. El nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel, spune versetul 11. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Cum înțelegeți dumneavoastră această afirmație? Și totuși au mâncat și au băut. N-au murit, așa este. Deci l-au văzut pe Dumnezeu. Cum vedeți, cum înțelegeți faptul că ei au văzut totuși pe Dumnezeu? Vreau să vă întreb, e un har? E un privilegiu? Și iată că aici întâlnirea personală cu Dumnezeu, vederea lui Dumnezeu, înțelegerea lui Dumnezeu, este percepută de către
cei ce au asistat la această întâlnire ca un enorm, imens, extraordinar privilegiu. Doamne, să vezi pe Dumnezeu. De acolo se naște dorul nostru după revenirea lui Iisus Hristos. De acolo. Din timpul acela, din momentul acela, acei oameni au dorit să-L vadă mereu pe Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă la Moise, care spune: Doamne, dar mai arată-mi odată slava Ta. Și asta se va întâmpla puțin mai târziu. Este un om care nu se satură de vederea lui Dumnezeu, ci spune mai târziu, în capitolul 30, 32 și așa mai departe: Doamne, vreau să văd slava Ta, mai arată-mi-o încă o dată. Și va fi omul care se poartă ca și cum l-ar fi văzut pe cel nevăzut, spune Sfântul Apostol Pavel. Lecțiile nou testamentale își au rădăcini profunde în începutul lucrării de mântuire a lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Mă întorc în Exodul, capitolul 19, și după ce Dumnezeu îi spune lui Moise: V-am adus aici la mine, și face din lucrul ăsta ceva foarte personal, versetul 5, deci Exodul 19 cu 5, el continuă și spune: Acum dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Și urmează momentul ăsta al înfierii. Așa este numit în Noul Testament, nu? Ați fost înfiați. Și acum urmează momentul înfierii aici, în Vechiul Testament. Zice: veți fi ai mei dintre toate popoarele. Păi vă aduceți aminte cum stă Dumnezeu de vorbă cu Faraon? La început? Aș vrea să știu dacă vă amintiți. Cum îi spune lui Dumnezeu, cum spune Dumnezeu lui Faraon? Cum vorbește cu Faraon? Exact, Exodul capitolul 4. Versetul 22. Așa vorbește Domnul: Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Punct. Nu este niciun dubiu în legătură cu calitatea relației lui Dumnezeu cu poporul său. În Vechiul Testament, Israel este întâiul său născut. Astăzi ce suntem? Spuneți! Ce suntem azi? Suntem fii! Suntem înfiați! Suntem ai Lui! De unde e rădăcina înfierii noastre? De aici. Lasă să știi, lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Ori fiul tău, ori fiul meu, din două una. Atât de categoric este Dumnezeu. Atât de puternică este lucrarea mântuirii. Nu, noi nu vorbim în momentul acesta despre o negociere, ci este vorba de un lucru tranșant, de o autoritate divină. Mântuirea nu este doar salvarea celui păcătos, ci este și distrugerea păcatului. Nu poate să existe mântuire fără ca păcatul să fie distrus. Câtă vreme păcatul rămâne în univers, atâta timp mântuirea este incompletă. Mă întorc din nou la versetul 6 acum. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Spuneți-mi, vă rog, ce suntem noi în Noul Testament? Ce suntem în Noul Testament? 1 Petru, capitolul 2. De data asta vreau să citim. 1 Petru, capitolul 2 cu 9. 1 Petru 2 cu 9.
Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Spuneți-mi, vă rog, care e diferența? Nu este diferență. Și atunci când Dumnezeu vorbește aici despre legământ, zice aici așa, dacă veți păzi legământul meu, spuneți-mi despre ce legământ vorbește Dumnezeu. Despre ce legământ? Noi spunem că suntem în nou legământ. Dar atunci când Domnul vorbește la Sinai, despre ce legământ vorbește? E vorba, așa cum ați spus anterior, este vorba despre același legământ. Și dacă noi suntem în nou legământ, atunci legământul acela care este? Nou legământ. Scriptura este o unică carte. Vă rog frumos, ce ați zice despre mine dacă în momentul acesta aș împărți Scriptura în două și aș rupe-o și aș spune așa, uite, Vechiul Legământ și Noul Legământ. Uite, Vechiul Testament și Noul Testament. Vi se pare corect? Există un viciu de terminologie, de limbă, și anume, noi suntem tentați să credem că Vechiul Testament este neapărat Vechiul Legământ care este gata de pieire. Încă o dată, este un viciu de limbaj. Nu, Vechiul Testament nu este egal cu Vechiul Legământ. Vechiul Testament este Noul Legământ care este însă transformat în Vechiul Legământ. Este stricat într-un lucru vechi. Din ce cauză? Din ce cauză? Din cauza că a uitat să se întâlnească cu Dumnezeu. Asta e tot. Dacă ar fi rămas cu ideea, cu imaginea unui Dumnezeu care rămâne în viața lor, atunci legământul acela ar fi rămas permanent nou și nu s-ar fi învechit niciodată. Mă întorc în Exodul 19. Versetul 17. Deci după ce Dumnezeu le-a spus asta, în versetul 17 spune: Moise a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu și s-au așezat la poalele muntelui. Vă rog să vedeți această imagine. Dumnezeu coboară pe munte și așteaptă. Iar Moise scoate poporul din tabără, îi scoate din corturi și îi duce unde? La poalele muntelui. Acolo are loc întâlnirea lui Dumnezeu cu poporul acesta care este scos afară din tabără. Este prototipul bisericii. Pentru că biserica este ekkaleo. Biserica este, reprezintă pe cei ce au fost scoși de Dumnezeu, scoși de la ei de acasă, scoși din obiceiurile lor, scoși din corturile lor, scoși din felul lor de viață, scoși afară, scoși și aduși la poalele muntelui, acolo unde trebuie să se întâlnească cu Dumnezeu. Ce imagine frumoasă a poporului. Repet, noi astăzi ce suntem? Biserica lui Dumnezeu. Noi astăzi suntem cei scoși. Moise i-a scos pe ei. Domnul Iisus Hristos ne-a scos pe noi. Iisus Hristos i-a scos pe toți. Și a așezat acolo, față în față cu El. Da. Apropo, probabil că am mai putea discuta destul de mult. Cine era pe munte? Am vorbit anterior despre momentul în care în Exodul 24, 9 la 11 l-au văzut pe Dumnezeu și n-au murit. Pe cine l-au văzut? Nu sunt chemați să
eu știu să fac, să separ eu persoanele divinității și așa mai departe. Dar cert este că în momentul acela ei s-au întâlnit cu Dumnezeu în persoană, iar dacă Domnul Iisus Hristos este Cel ce îi călăuzește în stâlpul de foc și în stâlpul de nor, dacă El spune, v-am adus aici la mine, dacă eu sunt Îngerul Domnului, vorbește mai târziu în Isaia, atunci Cel ce ședea pe scaunul de domnie, într-adevăr, trebuie să fie Domnul Iisus Hristos. S-au întâlnit cu Iisus Hristos în Vechiul Testament? E fabulos, este extraordinar. S-au întâlnit cu Domnul nostru, Iisus Hristos, în Vechiul Testament. Și Domnul Iisus Hristos le spune, sunteți ai mei dintre toate popoarele. Și îi face exact așa cum dorește să-i facă în Noul Testament. Vedeți întregul. Aș vrea să nu mai vedem părțile, să nu mai vedem cele două lucruri rupte în două. Nu. Ci doar întregul. Atât. Față în față cu Dumnezeu. Exodul 19, versetul 10. Domnul a zis lui Moise, du-te la popor, sfințește-i azi, mâine și pune-i să-și spele hainele. Dragii mei, sfințirea este una dintre calitățile fundamentale ale poporului Dumnezeu și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Sfințește-i azi, mâine. Versetul 11 spune, iertați-mă, versetul 10, pune-i să-și spele hainele. Imaginați-vă că sunt în pustie. Imaginați-vă că la un moment dat un popor întreg de milioane de oameni își scoate afară lucrurile din casă. Covoarele, hainele, cămășile și toată lumea începe să spele. Și nu se poate să nu te întreb, dar de ce toți? Dar de ce deodată? Dar ce-i cu treaba asta? În pustie, apa nu este la discreție. Nu te-a pus să faci spălătorie în pustie. Faci treaba asta unde e apă. Vă amintiți ce se întâmplase cu puțin timp înainte? Se văitaseră că n-au apă și Domnul Iisus Hristos îi spusese lui Moise, mergi pe stânca Horebului, care este Sinai, pe stânca Sinaiului și lovește stânca. Și a țâșnit apă din ea. În altă parte spune că au țâșnit pâraie, au țâșnit râuri de apă. Valuri, spune în altă parte. N-a fost așa un firicel de apă unde te duci cu cana să vezi dacă ai de băut. Nu. A fi sfânt și a-L cunoaște pe Dumnezeu presupune o lucrare și pe din afară și pe dinăuntru. Te rog frumos, nu spăla doar hainele când vii la Iisus Hristos. Spală-ți sufletul. Și să nu-ți imaginezi că tu îți speli doar sufletul și lași hainele de izbeliște. Nu! Pentru că sfințenia prinde și înăuntru și în afară. Deci vizibil. Este extraordinar modul în care lecțiile acestea vechi testamentale sunt preluate ulterior în Noul Testament. Fantastic!
fantastic. Și mai târziu Apostolul Pavel spune corintenilor, spre exemplu, sfinții din Corint sau acelora care au fost sfințiți în Iisus Hristos. Wow! De unde vine imaginea Sfântului? Dacă nu cumva rădăcinei sunt aici, când Dumnezeu i-a poruncit, ia sfințiți-vă voi azi, mâine, poimâine, că trebuie să vă întâlniți cu Dumnezeu. Nu veni înaintea lui Dumnezeu oricum. Nu veni înaintea lui Dumnezeu în hainele tale de stradă. Nu veni înaintea lui Dumnezeu în hainele tale de petrecere. Nu! Vin înaintea lui Dumnezeu cu hainele spălate și vin înaintea lui Dumnezeu în hainele smereniei ca să te întâlnești cu El. Podoaba smereniei, spune în altă parte. Podoaba. Cum te-ai împodobit tu ultima dată pentru Dumnezeu? Sau în ultimul timp? Cum te-ai împodobit? Cum? Da. Exodul 19 cu versetul 9. Domnul a zis lui Moise, iată voi veni la tine într-un nor gros. Din ce cauză? Ce, nu se poate și fără? Și Dumnezeu continuă. Pentru ca să audă poporul când îți voi vorbi și să aibă încredere în tine. Frății mei, formarea profetică a poporului este extrem de importantă. Ca poporul acesta să aibă conceptul profetic este extrem de important. Nu pot să uit când unul dintre colegii mei a venit la mine și m-a întrebat, dar tu cum crezi că Dumnezeu a vorbit cu, în situația respectivă? Cum crezi? Chiar așa a spus cuvânt cu cuvânt? Întrebarea era foarte bună. Pentru că dacă nu știi conceptul profetic, ai impresia că cumva divinitatea îți oferă o impresie pe care tu după aceea o interpretezi. Și că ceea ce spui tu este interpretarea ta în legătură cu o impresie pe care ai avut-o. Foarte mulți consideră că aceasta este schema profetică cu care s-a scris Sfânta Scriptură. O Sfânta Scriptură spune, nu e adevărat. Este cu totul altceva. Cum, Doamne? Păi stai să spun că, uite, eu îți arăt cum. Când? Păi uite, voi veni la tine înconjurat cu un nor gros, în așa fel încât nu mă vei vedea, dar îți voi vorbi. Și îți voi vorbi în așa fel încât să audă și poporul ce auzi tu. Și asta s-a întâmplat la cele 10 porunci. Dumnezeu a venit, a vorbit cu glas tare, Moise a auzit și spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise îi răspundea înapoi. Era un dialog între Moise și Dumnezeu. Imaginea este extraordinară. Pentru ca ulterior să înțelegem că cuvintele pe care Dumnezeu le-a dat ca să le avem sunt cuvintele rostite de Dumnezeu. Nu interpretate. Nu ghicite de oameni. Mulțumesc. Orice iotă, orice frântură. Până în ziua de astăzi, poporul lui Dumnezeu are nevoie de această imagine profetică. Citesc în Sfânta Scriptură, Dumnezeu a dat în biserică pe unii apostoli, pe alții proroci, învățători, păstori și așa mai departe. Cu apostolii suntem de acord, cu profeții suntem de acord, cu învățătorii suntem de acord, avem mari probleme cu profeții. Avem mari probleme cu profeții. Nu știm unde să-i punem, nu știm ce să facem cu ei. Uneori sunt în plus. Adică, de ce avem profeții? Nu ne ajunge Sfânta Scriptură?
Sigur că ajunge Sfânta Scriptură. Și atunci, profeți, de ce avem? Ai putea vreodată să concepi că Dumnezeu a încetat să mai vorbească cu poporul său? El care este un vorbitor de felul său. Dumnezeu este vorbitor, Dumnezeu este cuvânt. Asta este Dumnezeu. Cum ai putea să crezi că Dumnezeu se oprește și nu mai vorbește poporului său? Și atunci Dumnezeu ne învață să înțelegem conceptul acesta al profetului care merge în lumina Scripturii, este atestat de Scriptură și în același timp dialoghează cu poporul lui Dumnezeu într-un fel de adevăr prezent, spunând așa: iată drumul, mergeți pe el când veți dori să vă abateți la dreapta sau la stânga. Și deși noi astăzi, încă o dată, avem probleme cu profetul, uitați-vă la Moise, că acolo se află, de fapt, rădăcinile pe care noi le avem în legătură cu spiritul profeției. Cum Dumnezeu l-a format pe Moise atunci și apoi a format tot șirul acesta de profeți. În același fel, Dumnezeu continuă mai departe să formeze pe trimișii săi pentru ca să fie darurile sale pentru biserica lui. Mă tot gândesc la textul care spune: fiii voștri vor proroci. Cum, Doamne, toți? Cum, toți vor proroci? Bătrânii voștri vor avea vedenii. Cum, Doamne, toți? Spuneți-mi, toți? Nu? Da? Toți? Auziți? Se întâmplă treaba asta. 70 de bătrâni sunt aleși de Moise, 68 se duc la Moise, 2 rămân în tabără, Duhul lui Dumnezeu vine și se așează și peste cei 2 și ajunge la Moise vorba: știi ce, mai prorocesc 2 în tabără. Și de acolo, în contextul acesta, se naște cumva ideea să fie tot poporul lui Dumnezeu format din proroci. Vă dați seama ce înseamnă un popor al profeției? Un popor care prorocește, și tinerii, și bătrânii, și cei cu părul alb, toți prorocesc, și nu prorocește unul altfel. Pentru că toți au același Duh. Asta este imaginea și idealul pe care îl are Dumnezeu în legătură cu biserica sa. Frații mei, la asta suntem chemați. Asta se va întâmpla mâine, dacă nu cumva se întâmplă azi. Când Duhul Sfânt va veni peste toți, vor proroci toți și vor gândi toți sub același Duh. Mi se pare frumos. Ca pe vremea aceea. Ca pe vremea lui Moise. Nici o deosebire. L-au văzut toți pe Dumnezeu. Au prorocit toți. Au condus un popor din Egipt spre Canaan. Paranteză. Acum. Fiți atenți. Că dintre aceia care l-au văzut pe Dumnezeu și care au prorocit, dintre aceia vor fi mai târziu Core, Datan și Abiram. Despre ce e vorba? Răscoala lor. Îi va înghiți pământul pe oameni care l-au văzut pe Dumnezeu. Îi va înghiți pământul oameni care au prorocit. Va înghiți pământul oameni care au fost deosebiți între conducătorii poporului, rude cu Moise. Din aceea seminție. La vremea finală vor fi întrebări de tipul ăsta: n-am prorocit, Doamne, în numele Tău? N-am scos noi demoni în numele Tău? N-am
făcut noi minuni în numele Tău? Ba, sigur că da. Sigur. Dureroasă paranteză. Voi încheia cu Exodul 20 cu 20. Moise a zis poporului, nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri. Doamne, dar ce mai caută aici și frica? Zilele trecute m-am întâlnit cu cineva care a spus, sunt de acord cu orice, în afară de faptul că un copil al lui Dumnezeu trebuie să-i fie frică. Sau că nu ar trebui să ne fie frică de Dumnezeu. Nu, lucrul ăsta nu pot să fiu de acord cu el. Temerea de Dumnezeu e început cu înțelepciunea. Mulțumesc! Temerea de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Dar cum trebuie să fie? Și răspunsul e asta. În dragoste nu există frică. Deci dacă îl iubești pe Dumnezeu, n-ai frică. Și atunci de ce frica este începutul înțelepciunii? Frații mei, în acest hățiș de întrebări și răspunsuri, haideți să citim și ultima parte a textului, vreți? Veți avea frica lui înaintea ochilor voștri pentru ca să nu păcătuiți. Sesizați domeniul de lucru, și anume să-ți fie frică de păcat, nu de mărturisirea lui. Să-ți fie frică de păcat. Mulțumesc. Frații mei, vom iubi neprihărirea cu toată inima, dar dacă nu vom reuși să urâm răul cu toată inima, încă mântuirea nu-i deplină în viața noastră. Există ideea asta ciudată că putem sluji la doi stăpâni, nu? Îl iubim și pe unul și pe altul. Există teoria asta în mintea noastră, deși Sfânta Scriptură spune că e imposibil că ori vei urâ pe unul și îl vei iubi pe celălalt. Deci, nu îi vei putea iubi pe amândoi. Frica de Dumnezeu este ca să nu păcătuim. De a-mi putea să ne fie scârbă de rău, cum ne este scârbă de orice lucru de care îți vine să vomiți. Atunci putem vorbi de vindecare. În final, n-am făcut altceva decât am creionat tabloul Noului Testament la Sinai. Atât. Tabloul Noului Testament la Sinai. Pentru ca să putem înțelege că Scriptura e una. Și că noi nu suntem altceva decât urmașii prin credință al celor ce au crezut în Vechiul Testament. Și acum să încheiem. Isaia 51. Dacă ar fi după mine, ca într-un fel de liturgică sacră, v-aș invita să ne ridicăm pe picioare. Și aș dori ca cele ce voi citi în continuare să fie binecuvântarea tuturor celor prezenți și tuturor celor ce ne ascultă. Ascultați-mă voi care umblați după neprihănire și care căutați pe Domnul. Priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Uitați-vă la părintele vostru, Avraam, și spre Sara care v-a născut, căci l-am chemat când era doar el singur, l-am binecuvântat și l-am înmulțit.
Tot așa, Domnul are milă de Sion și mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca un rai și pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi în mijlocul lui, mulțumiri și cântări de laudă. Voi, care umblați după neprihănire și căutați pe Domnul. Ia aminte spre mine, dar poporul meu, pleacă urechea spre mine, neamul meu, căci din mine va ieși legea și voi pune legea mea lumina popoarelor. Este unul dintre textele extraordinare, fascinante, prin care Dumnezeu în ipostază profetică vorbește dincolo de timp, universal, global, în ceea ce privește mântuirea noastră. Ia aminte spre mine, poporul meu, pleacă urechea spre mine, neamul meu, căci din mine va ieși legea și voi pune legea mea lumina popoarelor. Neprihănirea mea este aproape, mântuirea mea este, se va arăta și brațele mele vor judeca popoarele și ostroavele vor nădăjdui în mine și se vor încrede în brațul meu. Versetul 7. Ascultați-mă voi care cunoașteți neprihănirea, popor care ai în inimă legea mea, nu te teme de ocara oamenilor și nu te urmăra de ocările lor. Amin. Vă invit să citiți acasă, mai departe, întregul capitol 51. Dar înainte de a merge spre casă, vă voi invita la rugăciune. Te invităm, Tatăl nostru, să-ți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos că prin cuvântul Tău suntem urmașii acelor personalități mântuite care au uluit lumea prin viața lor. Urmașii lui Abraham, urmașii lui Isaac, al lui Iacov, al lui Moise, a tuturor oamenilor care sunt eroii credinței Tale, îți mulțumim pentru că stăm pe umerii lor și pentru că astăzi ne-am ridicat pe picioare înaintea Ta. Te rugăm, Doamne, să lucrezi în viața noastră acea dorință deosebită de a avea în sufletul nostru neprihănirea Ta. Amin. De a fi popor al Tău, de a face parte din neamul Tău. Ajută-ne, Părinte, să acceptăm înfierea Ta și ajută-ne să facem parte din acel neam care este cel întâi născut al Tău. În fața acestei perspective extraordinare, te rugăm, Părinte, să lucrezi mântuirea Ta în fiecare dintre noi. Fă ca să ne delectăm aparținând bisericii Tale. Fă, Doamne, ca ori de câte ori Tu vei veni să putem să ieșim în întâmpinarea Ta. Fă, Doamne, să putem ieși din corturile noastre atunci când vii Tu. Să putem ieși din obiceiurile noastre atunci când trebuie să ne întâlnim cu Tine și neprihănirea Ta să rămână în viața noastră. Primește-ne consacrarea, închinarea. Vrem să fim oameni noi, refăcuți după chipul Domnului Iisus Hristos și reașezați în această lume după modelul cerului. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin. Amin.